Astăzi doar tortul, cadourile vin la Londra. Omul de aur al gimnasticii românești, Octavian Belu, a împlinit 61 de ani. Pentru cel mai titrat antrenor din lume, numărătoarea medaliilor continuă. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Cine să trăiască, Domn Belu să trăiască la mulți ani? De ziua lui, omul care a adus României de 19 ori aurul olimpic nu-și dorește decât un singur lucru. Eu le-am spus să-și păstreze această dorință de a-mi oferi un cadou pentru olimpiadă, ar fi cel mai frumos cadou. Surpriza care sper să o facă fetele sunt medaliile care sperăm să le obținem la Jocurile Olimpice. 5 luni mai are de așteptat Belu până își va primi cadoul. Ponor, Izbașa și compania i-au promis deja aurul la Londra. Cel mai important este să ne vadă pe noi pe podiumul european și olimpic. Acea medalie de aur să revină la gâtul nostru așa cum a fost înainte. Finala Cupei României la basket.